Meteorologii anunță scăderea însemnată a temperaturilor de la jumătatea acestei săptămâni. Începând de la noapte, vremea se schimbă în vestul, centrul și nordul țării, precum și la munte. Vor fi norări temporare accentuate și perioade în care se vor semna la averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe spații mici vijelii. Temperaturile maxime se vor situa mâine între 15 și 25 de grade, dar vor fi în continuare mai ridicate decât cele specifice datei în sud și est, unde vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade. De joi noaptea vremea se răcește și restul țării. În zona montană înaltă spre sfârșitul nopții, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 de metri în Carpații Orientali, trecători vor fi precipitații și sub formă de la Poviță și nisoare. Vineri vremea se va răci semnificativ și în sud și est, urmând astfel ca la nivelul întregii țări valorile termice să se situeze sub cele normale ale perioadei. În weekend vom avea parte tot de vreme rece și precipitații. Sâmbătă va ploua în majoritatea regiunilor, iar în zona montană înaltă se vor semnala lapovițe și nisoare.